Oltul a primit a doua tranșă de tablete de la minister în ultima săptămână din 2020, iar începând cu 18 ianuarie vor fi distribuite școlilor. Cu toate acestea, nu se acoperă necesarul de echipamente electronice de la nivelul județului. Inspectoratul școlar a raportat un necesar de 7.237, iar în prima etapă au fost alocate 3.360. Astăzi vor fi stabilite criteriile după care vor fi distribuite tabletele. Din tranșa a doua, din programul național Școala de Acasă, este vorba de un număr de 3.877 de tablete care vor fi date în mod proporțional, încă nu acoperim tot necesarul. Săptămâna viitoare, luni, marți și miercuri, școlile vor fi chemate să-și ia tabletele repartizate. Totodată ar fi trebuit să fie finalizată și licitația pentru alte 2.226 de tablete cumpărate de ISJ Olt, doar că licitația a fost contestată, iar la începutul anului a sosit și răspunsul de la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, care prevede reluarea procedurilor. A venit și decizia de la CNSC la începutul săptămânii. E vorba de cele 2.226 de tablete. În primul rând, o veste proastă, procedura va fi anulată, întrucât fondurile au fost alocate pe anul 2020 și nu au fost realocate pe 2021. Se reia procedura în cazul în care vor fi realocate fondurile în anul 2021. Mai întâi așteptăm bugetul și după aceea vedem ce avem de făcut. Anul trecut, Ministerul a alocat Inspectoratului Școlar Olt un buget de 2.170.000 de lei pentru acest proiect.